am primit cu mare, mare bucurie invitația lui Chris Simion de a mă alătura acestei campanii foarte neobișnuite, foarte inovatoare, și anume o campanie destinată de a strânge fonduri pentru construcția primului teatru construit împreună cu iubitorii de teatru. Ideea aceasta cu oul mi-e foarte dragă, pentru că pentru mine această formă de ou este o încarnare a perfecțiunii. Țin minte că Brâncuș spusese că perfecțiunea o atinge atunci când ai terminat ceea ce ai terminat de înlăturat ceea ce este de prisos. Așadar, oul este într-adevăr această formă perfectă în care nu mai poți nici să adaugi, nici să înlături nimic. Ideea a ceea ce pictăm, aș putea spune că am ales-o împreună. Când am auzit despre ou, mai întâi mi-a venit în minte acel celebru tablou al lui Dali. Are un titlu destul de complicat, cu copilul geopolitic privind nașterea omului nou. Este ceva, evident, o pictură tipică de a lui Dali. Și la noi, în locul omului nou, se va naște o vioară. De fapt, am aflat despre acest proiect de la Alexandru și am fost încântată să particip într-un proiect atât de frumos și mare și care consider că merită, pentru că aș putea spune că nu avem destul de teatre. De aceea mi se pare foarte faină această idee de a participa la construcția cărămidă cu cărămida unui teatru. Am gândit că o să fac o corelație între vioară și muza muzicii și notele muzicale care cumva le leagă și fac o creație unică. Pentru că orice artist are nevoie de inspirație, de muză și de un instrument cu care să lucreze. Până la oară, eu lucrez cu pensula, iar Alexandru cântă la vioară. Ce poate fi mai frumos?